ceremonie solemnă, monseniorul Ioan Robui a predat cârja pastorală și implicit arhidieceza romano-catolică de București monseniorului Aurel Percă. Catedrala Sfântul Iosif a fost neîncăpătoare pentru mulțimea de credincioși dornici să asiste la eveniment, așa că unii au urmărit ceremonia pe un ecran imens în fața bisericii. Vin din Moldova și aduc cu mine o istorie, o tradiție, un patrimoniu care m-a plăsuit. Dar de astăzi, înainte, eu sunt aici păstor al poporului lui Dumnezeu care este în această arhidieceză. Noului arhiepiscop mitropolit au fost alături inclusiv localnici din satul natal, Săbăoan de Neamț, dar și din alte orașe ale țării. L-am trăit cu o mare emoție și cu o mare intensitate, este ceva deosebit pentru noi. Am întâlnit și mi s-a părut o experiență plăcută. Din comuna noastră s-a ridicat un om care a ajuns sus. Din Craiova și am venit de aseară ca să particip la această minunată sărbătoare. Fiica mea a fost botezată aici, în vremea regimului de teroare și prima sfântă împărtășeană și mirul tot aici l-a dobândit. Monseniorul Ioan Robu, cel care a condus arhidieceza romano-catolică de București mai bine de 30 de ani, va deveni arhiepiscop mitropolit emerit. În al preasfințite părinte, arhiepiscop mitropolit Aurel, cu mare încredere în Dumnezeu și în preasfinția ta, tocmai ți s-a încredințat spre păstorire, conform normelor canonice, Arhiepiscopia Romano-Catolică de București. Tot sudul, toată Muntenia, Dobrogea, de la Drobeta, Turnul Severin, până la Constanța și până sub Carpați, tot acest teritoriu al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București va fi sub slujirea canonică a Înalpreasfințitului Aurel. Aurel Percă are 68 de ani și este preot din 1979. Până la numirea în noua funcție era episcop auxiliar în dieceza de Iași. 200 de preoți, doi cardinali, mai mulți episcopi catolici, dar și reprezentanții ai Bisericii Ortodoxe, ai ambasadelor sau ai societății civile, dar și politicieni, au luat parte la eveniment.